Salut, Zelinca, și bine v-am găsit la un nou haul. Astăzi facem haul Zara. Mi-am luat tot felul de chestii de la Zara pentru că nu mai am haine. Port aceleași haine zi de zi de zi, aceleași ținute, nu mai suport. Vine vara și am zis, bă, hai să-mi iau și eu niște haine noi ca să mă simt și eu bine vara asta, știi? Mi-am luat tot felul de chestii și vreau să zic că am cheltuit în jur de 1700 de lei. Ori 1700 de lei, ori 1800, nu mai știu. Oricum o să vă zic prețurile la tot, deci dacă vă interesează puteți să calculați. Dar, nu știu, mi se pare că mi-am luat destule chestii de banii ăștia. Spuneți-mi și voi ce părere aveți. Dar da, haideți să începem. Nici nu știu cu ce să încep, ok? De fapt știu, vreau să încep cu geanta asta, aoleu. Geanta asta mi se pare absolut adorabilă. Uitați-vă și voi la ea, e o imitație de piele foarte bună. Imitația de piele de la Zara. E genială, mai am o geantă de imitație de piele de la ei și este atât de faină și aia, dar și asta e super, super tare, culoarea e superbă, are și, nu știu cum îi zice, curelușa de asta ca să o poți purta pe corp și a fost 140 de lei, ceea ce mi se pare chiar decent pentru o astfel de geantă, care este și destul de încăpătoare, nu destul, e super încăpătoare și e și foarte drăguță. Sper să o port, pentru că am destule genți deja, adică nu sunt multe, dar sunt destule și nu prea port genți sau dacă port, port aceeași geantă, deci sper pe asta să o port. Mi-am luat și altfel de accesorii, de exemplu lanțul ăsta, îmi plac lanțurile așa multe, mari la gât, dar după cum știți, eu port doar lanțul ăsta. Nici nu știu dacă l-ați observat, de fapt, dar eu doar lănțicul ăsta îl port. Ăsta l-am primit de ziua mea când am făcut 18 ani și are și un diamant mic, mic, mic și doar ăsta îl port, dar vreau să încep să port și din astea și chiar am găsit. Ăsta a fost 90 de lei și, bă, mi se pare ok la cât de mare e. Vreau să văd cum arată la gât, de fapt. Chiar sunt curioasă. Oh my God, e așa greu. Chiar se simte fain. Nu știu cum ar trebui să nu se încurce toate lănțișoarele astea între ele. Hai să vedem cum arată la gât. Bă, nu o să stau să mi-l închid că nu pot singură, dar cam așa, wow. E fain, logic că nu cu tricoul ăsta, dar e fix ce-mi doream. Următoarea chestie, ca să nu vă arăt direct toate bijuteriile, hai să vă arăt sandale. Mi-am luat sandale. Eu nu am sandale. Am niște sandale, dar nu le port pentru că sunt cu toc. Nu-mi place să le port. Nici nu pot să merg în ele. Și mi-am luat așa niște sandale simple. Mi-am luat două perechi. Asta este prima. Și cam asta e modelul. Nu știu cum arată pe picior. Cred că trebuie înfășurate așa un pic. Că, uite, astea sunt lungi. Da, oh my God. Trebuie legate pe picior în sus. Dar ele așa, bă, arată bine, sunt de piele, ceea ce nu vine să cred. Deci au costat 140 de lei. 140 de lei o pereche de sandale de piele mi se pare foarte bine, pentru că pielea ține mult, teoretic. Așa arată, sunt foarte flat și nu știu, sper să nu-mi cadă din picior. De fapt, nu o să-mi cadă, cred că, pentru că sunt așa între degete. Bă, sunt nice, sunt simple, negre. Asta ar trebui să meargă la orice. Și nu mai zic, au venit cu săculețe, gen... Și bijuteriile, de fapt, erau niște săculețe din astea. Dar mi se pare fain să ai săculețe din astea pentru pantofi, pentru că dacă vrei să pleci undeva cu ei, e direct așa. Mi-am luat topuri. Uite, ăsta e una din ele. Eu nu mai am așa simplu, un dungi, care a costat 36 de lei. Materialul curios ce e, așa se simte super ok, dar nu cred că e bumbac. Nu știu, aflăm acum. Ba da, e 95% bumbac, wow. Nu știu, ăsta îmi dă așa niște vibe-uri cu o fustă pe care mi-am luat-o, să vedeți. Mi se pare că o să fie un outfit genial împreună cu gen asta și fusta pe care mi-am luat-o. Și oricum, e basic, așa, simplu. Nu-mi place să-mi iau chestii super extra pentru că după nu o să le port sau o să-mi fie teamă să le port pentru că sunt prea extra. Dar dacă iau așa chestii basic, sigur o să le port. Dacă tot am zis de fustă, haideți să vă arăt fusta. Oh my God, de cât timp îmi doream așa o fustă. E o fustă din asta de blugi lungă, lungă. N-are nicio tăietură. Pentru că alea cu tăietură, nu știu, nu că nu-mi plac, dar nu erau pe stoc. Niciuna care să-mi placă super mult nu era pe stoc. Dar asta a fost. Asta, uite, asta a fost un pic mai scumpă. A costat 200 de lei. Dar bă, e mare rău și e blug, blug. Și chiar e fain modelul. Are și așa buzunare. Chiar e nice. Și e cu talie înaltă. Pentru că nu voiam eu cu talie joasă.
în primul rând. Asta a fost de fapt problema, că majoritatea fustelor de genul erau cu talie joasă și nu înțeleg de ce ai vrea fustă de bluș cu talie joasă sau... Nu știu, cel puțin pe mine nu ar arăta bine, așa că am luat-o pe asta și dacă o să mă vedeți că o port toată vara, să nu spuneți nimic, ok? Să nu vă luați de mine. Mi-am luat chestia asta, care este absolut superbă, uitați-vă și voi ce mâneci are, iubesc mânecile de genul. Asta vara pe plajă sau pur și simplu vara, seara, nu știu, oricând, e absolut superbă. A fost 160 de lei. Dar având în vedere ce detalii are așa, mă rog, zici că e mileu, dar e drăguță, nu știu, e faină, nu știu ce va trebui să-mi pun de desubt, pentru că clar va trebui să am ceva pe sub, altfel o să fie foarte riscant. Mi-am mai luat lanțul ăsta, ăsta e auriu, eu nu prea port auriu, adică deloc. Dar am zis că nu strică să am, pentru că cine știe când o să meargă auriu la ținută. Și l-am luat tot așa mare, ăsta, nu știu, e mai pătrățos, așa, nici nu știu să explic, dar e foarte interesant. Ăsta a fost 110 lei. Un pic cam mult, cred, dar în același timp, bă, arată bine. Hai să vedem cum arată și ăsta la gât. Oh my god. Cute, mă rog, așa zici că sunt un barosan din ăla care zice boss, strigă lumea boss pe stradă, dar... Credeți-mă că o să arate bine. Da. Mi-am mai luat niște sandale, care tot așa au venit cu săculețe, deci ador faptul că au venit cu săculețe, nu înțelegeți. Și astea sunt tot din piele, dar au piele întoarsă, frate, nu observasem, că am comandat de pe site, știți? Și nu observasem că partea asta, gen platforma asta, sandale e din piele întoarsă. Ceea ce, sincer, nu e wow sau nu e ok neapărat, pentru că pielea întoarsă e foarte greu de întreținut și mai ales la pantofi. Dar, mă rog, sunt așa simple între degete și astea au costat 280 de lei. Dublu, efectiv dublu față de celelalte sandale pe care le-am luat, dar, bă, astea parcă sunt și mai faine cumva, nu știu, alea sunt așa prea simple. Astea, nu știu, au platforma asta și... Nu știu, par a fi mai comode decât alea. Alea o să mă enerveze teribil cum va trebui să le leg așa pe picior aici. Dar mă rog, astea sunt sandalele. Mi-am mai luat tricouri. Ăsta, sincer, m-a dezamăgit pentru că e efectiv o plasă. Îmi place foarte mult culoarea, de-aia l-am luat, dar nu mă așteptam ca asta să fie materialul, că nu părea așa. Și nu mai zic, what the fuck, e agățat aici. E agățat aici și pe materialul ăsta, dacă se agață, se vede instant. What the fuck? Bă, nu o să-l returnez pentru atâta. Tot. De fapt, eu n-am returnat nimic în viața mea. Nici n-aș ști cum să procedez, dar mă rog. Deci 50 de lei a fost și, nu știu, materialul ăsta nici nu știu cum se numește. Hai să vedem, să știu de acum înainte ce material nu-mi place mie. Deci ăsta este, deci e poliester 85% cu 15% elastan. Da, culmea e că mai am haine din poliester și nu se simte așa, se simt mult mai ok. Mi-am mai luat o bluză similară cu aia, dar spre deosebire de aia... Asta, frate, are materialul genial. Sunt curioasă ce e asta. Ce material e ăsta? Ca să facem așa o comparație. Aha, ăsta e din viscoză, nu știu cum s-ar citi în română, și puțin la asta, în gen 96% viscoză. Bă, e genial, e super moale și așa stretchy și culoarea asta altă roată de verde. Iubesc să am orice verde, dacă se poate. Și ăsta cred că e un pic mai lung decât celălalt. Ăsta e foarte crop. Și ăsta a fost 30 de lei. Deci mai ieftin decât ăsta, cu materialul ăsta de căcat, da? Care a fost 50 de lei sau cât a fost. Mi-am luat și o pereche de jersey. Nu sunteți pregătiți să vedeți. Este absolut superbă și asta chiar vreau să-mi o pun în urechi să o probez ca lumea. Nu știu cum să explic, mi se pare super și au fost 90 de lei. Bă! Voi vedeți? Absolut genial, stai să-l pun și pe celălalt. Mi se pare că arată foarte cool. Gen, stă așa asimetric, da. Na, se potrivesc. Ce mi-am mai luat? Mi-am mai luat încă un body. Am unul identic, negru, și mi l-am luat și pe alb.
pentru că îmi place de mor materialul ăsta și body-ul ăsta în sine cum e făcut, știți că sunt body-uri din alea care îți intră acolo și te jenează, se simt dubios. Bă, body-ul ăsta, da, se... nu-l simți. Nu-l simți, e atât de comod și surprinzător de ciudat, adică și super ciudat că e așa comod. Body-urile în general nu sunt comode, dar astea sunt, frate, și l-aveam pe negru și mi l-am luat și pe alb, plus că îmi place că are așa dublu material aici la sâni, așa că nici nu ai nevoie de sutien, e genial și costă 70 de lei, 70 de lei, îl mai aveam și pe verde și chiar dacă îmi place mie să am totul verde și așa, nuanța aia nu-mi plăcea, aia era mult prea aprinsă pentru mine. Mai avem o pereche de pantaloni scurți, eu care susțineam că nu port pantaloni scurți, că nu-mi place să port pantaloni scurți. Până la urmă mi-am dat seama, bă, decât să mor de cald, mai bine port pantaloni scurți, chiar dacă nu-mi place să-i port. Ăștia mi se pare că arată fain, sper să nu fie prea scurți. Ăștia au costat 130 de lei. Și ultima chestie de anul cea din urmă, mi-am luat această pereche de pantaloni. Nu știu cum se zice, ca și cum sunt 3 sferturi, gen nu sunt până la glezne. Sunt un pic aici de sub genunchi și așa total înaltă. I-am luat așa la Caterin, cred că mi se par foarte fun și că o să arate bine. Nu știu, în capul meu arată bine, sunt curioasă dacă chiar o să-mi stea bine sau nu. Și ăștia au fost tot 190 de lei. Au și cordonul ăsta aici, dar o să-l dau jos de pe acum, că nu-mi place cum arată, nu vreau să-l leg, vreau să stea așa simpli. Și atât. Sper că v-a plăcut, nu uitați că o să mai fac și un haul, încă unul curând, cu chestii de la Bershka. Pentru că mi-am comandat și chestii de la Bershka, dar nu mi-au ajuns. Așa că stați pe fază pe canal, eu vă pup, vă iubesc și mulțumesc că v-ați uitat